La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salut doar fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Motel Shorty. Astăzi dăm o comandă serioasă uh, și anume foarte multe din astea. Uite, grease, grease remover, glass cleaner, chestii de, pentru magazin, că am spus că episodul ăsta ne ocupăm de magazin ca lumea și să o umplem, să punem de toate la vânzare. Avem și de-astea, painkiller, și uh, lanterne, și GPS-uri, și baterii, umbrele. Umbrele punem și gifturi din astea, jucării, uh, teddy bear, punem și pălării, punem și ochelari, uh, luăm standuri pentru fiecare în parte, bineînțeles. Or, dăr. Așa, și am mai cumpărat ceva înainte, dar am așteptat să fac mai mulți bani ca să fie toate gata când mă apuc de magazin să fie, să fie forț. Am cumpărat un de ăsta, a cumpărat un dăsta care este un frigider imens, uh, dar până ne vine, vine nou ăla, hai să rearanjăm un pic noi situațiile aici. Uh, și anume, uh, ăsta. Unlock. Așa. Ăsta. E mai mic el așa. Pot să-l pun să vină fix, uite, aici. Lângă casă frumos. După aia, astea, o să le pun tot în felul ăsta așa și nu știu dacă se le las pe mijloc sau nu, momentan cred că poate să rămân asta aici, momentan cred că poate să rămân asta aici, uh, casa, uh, punem una aici și una în partea să fie două așa sau le punem casele, stai mă, punem astea două mai așa. Ok. Și casele să fie una acolo și una aici. Și asta de pastry. Stai să luăm cutiile astea patru de aici. Le băgăm lângă casă. Bam. Asta de pastry o să fie în mijlocul caselor cum ar veni. Sau să-l punem în altă parte. Să-și aleagă ei, uite, așa de aici de lângă geam. Bă, cred că ar merge. Chiar dacă a o geamul. Sau să-l pun uite aici. Că intră bine aici. Gata, l-am pus acolo. Când am uitat și-au luat direct de acolo ce au nevoie. A, așa. Casa asta rămâne aici pentru că este ok casa pusă. Și mai punem încă o casă acolo. Să fie două case așa. Hai să luăm casa de aici. Și luăm și frigiderul ăsta mare. Ca să avem și noi. Deci vreau să facem magazinul ăsta. Bă să fie nesimțit rău de tot de jmecheri de Așa Și astea le punem uite E bine aici? E bine E ok O frigiderul ăsta mare Mamă dacă ta frigiderul mânca vași Ăsta o să fie în spate acolo băgat Ca să iau rafturile astea un pic de aici Asta o să fie băgat așa aici. A? Lângă case sau să-l bag așa? Cred că merge, mă. Și să dau casa asta puțin mai încoace. Dar de ce stai tu la casa asta? Ești trăi măta. Vrea ne neapărat la casa asta. Ha, mă, că ne apucăm și de, de astea Așa. Casa asta o punem Uite aici. E bine. Ce ce mai putem pune? Fii atent. Taiaș. Revenim cu asta. Și le pune tot așa cum îmi place mie. Cu toate că e normal. E normal, așa vine. Înțelegi? Cu asta aici, așa. Cum vine și frigiderul ăla la fel. Cu prețurile cum ar veni spre noi. Dar mie îmi place, mi place mai mult cum arată așa. Și ăsta îl punem uite aici. Bun. Astea două. Le băgăm, uite, așa direct. Nu e drept. Uite, așa e drept. Băgăm una aici. Unul aici, așa. Ca să intre printre ele. Bam, să-și aleagă, de aici, frumos, frumos. Mai ar mai intra încă unul acolo, dar o să vedem ne când mai băgăm rafturi. Așa A venit mașina cu Combinațiile noastre Ăsta Am mai luat încă un raft ăsta mare aici ca să avem la warehouse Următorul raft îl băgăm uite aici Fix aici frumos Ca să intre toate chestii să avem multe nebunii aici Știi ce zic? Ca să mai luăm noi ăsta Și ăsta Și Asta. Să le ducem un magazin. Și asta. Să le băgăm un magazin frumos. Asta. Ce e asta? Pentru ce era asta? Pentru gifturi? Pentru de astea, parcă? Parcă pentru gifturi era. Da? băgăm, uite. Nu știu dacă să pun și da, asa la geam, dar nu vreau la geam. La gifturi. Că să fac și în mijloc cumva să stea ceva, știi? Dar nu merg astea mijloc. O să gifturi, bag aici. Pălării pe pă Vezi că merge, ești nebun. O altul aici, la fix a intrat să mor dacă te mint. Ia uite, tată. Și asta e două ochelari care o să vină. Aș fi vrut între case, dar uite, îl băgăm Uite aici, îl băgăm. Sau să-l bag aici. Uite aici, la geam, la ușă. Intrare. Cum ai intrat, te uiți pe ochelari. Bam! Hai că e forță, vezi că e forță, ești nebun. Așa? Hai să vedem ce mai avem aici. Eu nu o să bag nimic la vânzare, vă dați seama, las, le las pe să fac combinațiile. Doar ajut și eu să bagăm mai repede în astea. Ca după asta să se apuce și trebuie să fac și prețurile Sau o să le fac off camera, vă dați seama. Să fac prețurile. Mai intră ceva pe aici? Nu că mai intră. Te să fac prețurile, că sunt foarte multe produse noi. Și ar trebui să le fac foarte repede, să nu le bagi astea foarte mega ieftin la vânzare. Știi ce zic? Nu mai intră nimic? Ok, nu e problemă. Așa. Bun. Nu mai intră nimic nicăieri. Hai, punem și asta aici, la astea aici, asta aici. Așa, nu mai e nimic în mașină. Acum mergem la ăsta. ce avem aici checkout, ok. Uh, mergem la ăsta, management, pricing și trebuie să mă apuc acum să fac prețul la toate nebunile. O să le iau pe toate la rând, revin imediat. Că nu vreau să vă plictisesc cu setare la prețurilor. Așa, am revenit, am făcut ce am avut de făcut. Uitați-vă și voi câte reclame mă bagă să-mi propun, frate. Am avut, am mai băgat încă două reclame de atunci, de, de la ultimul episod. Și acum pot să bag din nou reclame. Mai multe, adică mi-adaug în fiecare zi câte o reclamă nouă să vă adaug. Eu nu mă plâng deloc, vă dați seama. Uh, hai să mergem să luăm reclama de acolo. S-a terminat și mașina de spălat, că avem două camere libere. așa că luăm ăsta de aici. O reclamă am băgat-o și eu aici, că nu are importanță unde bagi reclamele astea. O reclamă o să bag aici, sper că merge să nu zică că e overlapping cu altceva. Dar ne uităm acum să vedem dacă e overlapping. Dar nu ar trebui să fie, pentru că e loc special de reclamă acolo, gen. Ia să vedem ce zice. Nu este overlapping, nice. Bun așa, bun, bun, bun. Avem 3 stele? 3 stele și ceva. Bine, până acum am avut 2 stele jumate. Rămăsese de mult, destul de mult la 2 stele jumate. Hai să ducem asta repede în camera, forța asta, forța asta. Oh, hei, hei, hei. De fapt, nu asta e România. Bă, uitați-vă cât de căuzi, cât de așa primitoare arată camera asta. Serios vorbesc. Băgăm și prosopul. Am întors asta, mi-a spus în comentarii că îl pusesem invers. El era pus așa, și te să punem normal Să-și știu să, 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 să mâinile așa de aici Am mai băgat și eu ce am avut de așa, Să mai cumpăr câte o cutie de în fiecare de asta De uh, șampoane, căcaturi, chestii trestii Dar momentan e ok Totul este curat, avem camera asta liberă Plus camera asta la liberă Și asta arată bineșor, Dar în comparație cu asta cu Hai România, frate, asta e mecheră, sincer, arată altceva. Și cu cărți, și cu canapeaua asta aici, și cu biroul ăsta așa. Mi-ați mai dat o idee foarte bună pentru următoarele camere. Să iau, nu birou, să iau un dulăpior de la, să-l bag în baie și pe el să pun mereu ce am, ce -am depus acolo, cum ar veni. Ce o idee foarte bună. Hai să dăm camerele astea două repede închirie. O, oh, mai avem și camera 1, ce caut? Bine! Băgăm repede la spălat. Bum, 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 bum. Da, așa. Ce-a făcut, mă? putu te gură, mamă, dar am luat cu totul ăla. Hai <laughs> să, mama mea. Am luat cu totul ăsta, voi, l-am scos din perete. Așa. Hai că dacă tot m-am întors, să dau și cu o curățenie. Luăm și gunoi de aici. Nice. Și hai să vedem ce prindem acolo. Și după aia vă arăt și cum arată magazinul în momentul ăsta. Adică arată la fel cum arăta și mai devreme, doar că Uh, nu vreau pe 12 ore să dau camera, îmi pare, am sorry. Asta iau, până vine următorul să duc și o hârtie igienică aici frumos. Nice. Ce caut în drum 2? Bine! -s! Bam, bam. Bam, cu asta. Bine, de tot, ești nebun cu ce caut la frumos. Asta le punem jos momentan, până le luăm astea ca să le curățăm. Ce caut? Patru, bă, băiatule! Ăștia au venit toți să dea ce caut, ești nebun să mă umple pe mine de bani. Una de aici, una. No! Asta. Și cu asta, așa am mutat. Îl luăm pe murdare, nu luăm tot. Așa. Dacă intrăm în altă parte. Aici am nevoie. Punem astea pe jos momentan un pic. Mașina mai are un pic și termină. Uh, tai, hold on. Uh, că nu mai știu care camere sunt liberi. Tai, asa un pic. Asta cred că sunt ale de la camera 1, nu? Da. Ca să băgăm asta din camera 1 aici. Ca să-i dăm la femeia asta camera 1. Bum. Uh, take this room. 96 de ore meu. Luăm toate astea, le băgăm la spăla repede, repede, repede. Așa, mai e ceva aici, nu mai nimic. Așa. Tu? 36 de ore, n-avem, îmi pare, am sorry. Așa. Uh, repede, repede, repede. Curat aici. Hârtie igienică, cred că am nevoie de două să băgăm în camerele alea. Aveți, mă, răbdare, bă, că mă mișc cât de repede pot. Sunt Două camere liberate aici. Imediat. Imediat, imediat, nu mă grăbiți. Că fac urțel. mi și o mătură aici, repede. Bam, bam, frumos. Nu gunoiul. Bun, așa mă, tati, mă. N-am cum să-i dau camera momentan pentru că trebuie să pun lenjeria pe care Trebuie să iau de la spălat în cât? 43 de secunde? E bine. 12 ore de chirie n-avem, îmi pare, am sorry. Este un hotel de 3 stele și 20% vrei să te mint. 24 de ore n-avem cum. Dau și eu, frate, cum mi-a spus și voi, să dau de la 72 de ore minim măcar cum ar veni. Ca să fac și eu bani forță rău de tot, să nu stăm să ne batem joc de viața noastră. Mamă, câte reclame avem. Cine ne vin bani bine de toți din reclamele astea, frate. Că le-am ales pe cele mai scumpe. 48 de ore, n-avem. N-aud. Așa. Asta că vin mie clienții, n-am eu problemă de chestia asta. Așa, mă, tată. Luăm astea. Mergem în camera roz în prima oară. Și începem așa. Prosopescolovici. După aia. Asta așa. Asta nu e din camera asta. Lăsăm aici un pic. Nici asta nu e. Eu le-am pus pe jos, le-am spălat și pe aia le-am pus pe jos să moară aia dacă te mint. Ok, camera asta este gata. Mai avem în camera asta. Prosopul. Nice lejeria și mai avem un singur lucru pe care trebuie să luăm de aici repede. Uh, așa. Și acum sunt ambele camere ready. Let's go. Ia să vedem. 24 de ore, n-avem. N-am! Și, e și, 4, și 5 și 6 sunt toate. Bă, cu am toate camerele libere, mă. 4, o e 5. Și e și curat și șase de curat. Toate camerele sunt libere și curate. Dar am hârtie igienică aici? Am băgat? Am băgat, mă, tată, mă. Și aici am hârtie igienică? Ca să mă asigur, știi? Deci, care a venit bam bam cu prețul frumos, corect? V-am dat, altfel nu. 96 de ore. Pe nu tu camera asta, mă, vă rog, frumos. Frumosul meu. Așa. Hai să mergem să vedem cum arată în magazin, fraților. Încă n-am terminat episodul, da? Ce avem aici? Gunoaie foarte mult. Hai să luăm gunaile? astea, asta, că nu-mi place să am gunaie pe magazinul meu personal și propriu. Da, 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 am auzit, am auzit. Bum, 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 bum. uite stat. Și nu le-am băgat eu. Vine fraier asta și le pune, iau-te. Ăsta este plin cu jucărele, iau-te, pula, pula mea, morții mei. Happy New Year, cu avioane, cu pisici din astea, cu ursuleți, cu topoare în mână. Pălăriile băgate frumos toate astea aici, aici trebuie să mai lucreze, să mai bage produse și aici la fel trebuie să mai bage și la bakery, dar avem vânzare. Ia uite, bam, bam, am băgat două vânzătoare pentru, pentru că na. Ca da, să băgăm astea cu țigările în altă parte, că nu e bine aici. Unde să punem o țigările astea? Uite, le pun aici, stai. Și de ce nu e bine? Pentru că astea să bagă când vor să-și cumpere țigări, să bagă și vin aici să cumpere gen, știi? Și să bagă peste vânzătoare. În real life, țigările nu ți le iei tu singur, ți le dă vânzătoarea gen, știi? Dar aici nu merge. Bă, ce bun, întrebați? Hai să mai băgăm țigările astea. La țigări am văzut că nu se bagă cu aprovizionare. Sau poate nu ajusese să bage țigări. N-a apucat cum ar veni. Dar, uh, uite, a băgat umbrele acolo, ia uite, tată. Așa, da, un frate, îmi place. E altceva, vârmă. Pot să bag țigări mă, că voi mi-a spus că pot băga. Uite, mă, că merge, frate. Nice. Tot voi mi-a spus că pot băga țigări pe raftul normal. Așa că, de ce nu? Bam! Gunoiesc colovice, bine că aruncă la gunoi acolo. Bine, ei mai aruncă gunoiul și peste tot așa, random, în nesimțire. Dar majoritatea gunoiului se duce la coș, ceea ce este foarte fucking bine. Așa, hai să vedem ce mai avem în warehouse de luat, dacă e ceva de luat. Uh, da aici cum ar veni. Aici e doar marfă, 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 marfă. Uitați-vă și vede câte marfă avem. Să ocup aia de bagă tot forță. Așa. Uh, bun. Luăm în primul rând una, două cutii din astea. Trei cutii din astea. Asta mi se par că era pentru pereți aici, da. Ca să faci și noi magazinul forță, frate, știi? Ca să vedem dacă e bine. Da, e bine, e bine, e bine, e bine. Pentru că n-am terminat magazinul de la trecută, știți că nu mai aveam materiale. Și acum fratele vostru a cumpărat materialul folos. Uite așa facem. și cu licența ai sau care e treaba cu asta. Așa. Bun. Tot magazinul este forță aici, cel puțin. Pune și pe pereți din ăsta de câte observ, dar n-aș vrea să pun pe pereți același model. Așa că ăsta îl ducem înapoi în warehouse cu toate că pot face eu și warehouse-ul. Sau benzineria să o fac? A, ah, da benzineria e deja făcută. O să pun pe aici? Nu. Warehouse-ul merge făcut. A, de Dacă tot am multe cutii din astea, de ce să nu fie și warehouse-ul frumos foarte? Bine, acum nu mai am multe cutii din alea. Ba da, mai am. Am o să trimin și warehouse-ul Bă, nu le facem, frate, cu jumătate, de măsură. Facem totul frumos. Până la capăt, cum ar veni gen. Să fim și noi numărul 1 aici, cum ar veni. Bam. Bam, așa. Nu mai am gata? Ok, nu mai avem. Astea 3 sunt pentru podeaua din magazin. Aș. Bă, Băi, băieți, Eu pregătit, mă, în cavaș, mă. Nu vin așa, mă. În bătaie de joc, mă înțelegeți? Dar de ce nu vezi să pun mult așa? Mult așa vreau. Nu mă las să pun acolo. Ba da, mă, gata. Punem podea din asta așa frumos, uite cât de bine arată. Dar are puțină boală pe ea, uite. Mă lasă, să să pun patru bucăți, ba mă lasă să le pun pe toate. Eu sper să-mi ajungă cutiile astea pe care le-am aici. Nu mai înțeleg, mă, nu mă lasă să pun cum vreau eu, mă. Ah. Așa. Aici vine frumos, acolo. De aici. Așa. Bun. De aici. Până în capăt frumos. De aici. Până aici. Așa mă tati mă Mai e vreodată asta lipsă, ceva pe aici Și gunoiul se vede mult mai bine, ceea ce e foarte ok Pentru că o să văd imediat să curăț și s-astea Hai că uitam un pătrățel A uite cum bagă sucurile alea, bombă Așa A uite cum strălucește gresia asta Mai mă mă vreun punct băgat, de... l-am uitat pe aici Aici în capăt este pus, aici în capăt e pus. Aici nu pot pune aparent. Uite cum arată tati în magazinul nostru. Și acum eu sper să-mi ajungă pentru că am mai luat și alte chestii. Dar sper să-mi ajungă doar. Și nu cred că o să-mi ajungă. Nu prea cred că o să-mi ajungă. Dar dacă nu ajunge, mai cumpărăm pereții magazinului. îi facem uitași Eu zic că arată ok. Vreau să știu și părerea voastră. Eu zic că arată bine. Că e un fel de model ceva așa drăguțel, adică nu e ceva exagerat. E decent. În spatele frigiderului e așa, mă, tată. V-am venim de aici până aici. Vă dați seama că nu o să ne ajungă. Dar punem și noi cât avem. Nu știu dacă am băgat dacă e în spatele lui de acolo. Mai avem o singură cutie în mână. Nu o să ne ajungă clar. Dar punem cât avem. Cam atât. Și ar mai trebui cam două cutii. Și o să ne mai rămână ceva. Eu zic că arată ok magazinul Ca să aibă și el ceva pe pereți, frate, că arăta puțin jalnic cu pereții așa. Și au uite cât de forță e magazinul acum. Rafturile astea două chiar să pot vezi binișor aici, știi? Astea de aici a trei sunt la perfecție. Poate să mai bag și pe aici, uite, vezi? Astea trei sunt la perfecție de aici frumos. Îmi place, îmi place. -mă. Mă place și trebuie să mai iau pentru astea. Eu nu vreau să le las așa. Fracili vostru nu le lasă așa ei. Uh, dar nu știu ce să pun eu acolo. Parchet, gresie, nu. Dar nu, o să aștept pentru episodul următor și o să fac... Sau poate fac off camera. O șmecheria asta și... Ai, asta nu știu ce caut aici. Mai aveam nevoie de cutie din asta? Uite mă că mai aveam nevoie Ia uite mă tată Bine -s. Și am făcut și warehouse-ul tot Nice așa Și avem și motelul și toate alea negre frumos cu negru din ăsta, așa Mai aveam o bucă sfiate că de aproape de la fix mi-a ajuns cum ar veni mai uh, Prize cred că 3-4 prize, dar barna câte trebuie să iau, dar mă duc să iau, trebuie să bag frigiderul ăla în priză, trebuie să bag alea în priză de gen în magazin. Adică nu a uitat fratele vostru. Băgăm o priză aici jos. Uh, mai trebuie vreo priză ceva? Bă, nu. Nu mai trebuie nicio priză. O frigiderul ăsta este băgat deja. E ok. Ca să bugăm și pe priză Oh, tu s-a aprins, frici not working Vezi că e working, dă terasa, măti Merge Așa Și mai avem niște prize de rezervă pe care le folosim noi când vom avea nevoie Și avem 5 clienți care ne așteaptă aici și Ca să dăm camerile alea frumoase Ia să vedem 72 de ore Este ok pentru mine 72 de ore să dă. Minim 72 de ore dau, frate, că dacă vin ăștia cu camere de 12 ore, nu vreau. Așa. 48 de ore, nici așa nu vreau. Minim 72 de ore. Ce să mă gândesc ce pune pe marginea aia de acolo, ca să arate frumos. 12 ore, n-avem. Da, o frățiorii mei. Ia să vedem cu reclamele ce mai zic reclamele astea aici. Ia uite, mai am încă două spații libere. Uh, 70 de dolari din asta mi-a sărit în ochi din prima direct. Și din ăsta, și 30 și ceva, 33. O luăm pe asta cu 33. Că altul nu e mai șmecher. O să le băgăm după aia. 72 de ore, bineînțeles. Hold on, mister, sister, de fapt. Boom, take this room, hăzionule, ultima cameră liberă, dacă n-ai vrut pe 96 de ore, pleca direct. 48 nu se poate, îmi pare rău. Ne pare, am sorry, cum ar veni. 800 de dolari din reclame, numai așa la mișto. Hai tată, 24 de ore, n-avem. Hai mai repede că mă așteaptă oamenii să uite lumea la mine acum să -mi plictisesc cu ăștia. Abonații mei, care să uite în momentul asta vreau să scrie... Leo, te sărutăm cu presiune moderată spre, spre ridicată cum ar veni, pentru că așa vă sărut și eu pe voi. Bineînțeles, și vă urez o zi tuturor, adică vă urez o zi, să aveți o zi și de -aste. Și vreau să lăsați comentarii cu Leo, te sărutăm cu presiune moderată, adică eu nu vreau cu presiune tare, Așa, cu presiune moderată, adică să fie cât de cât. Un pupic așa, prietenește, bam, bam, are vreo cu Ai zis? Cam aia ești, Nu sunt încă hotărât dacă îmi place ăsta de aici. Inițial mi-a plăcut, dar acum parcă nu mai place. Vreau și o părere din partea voastră pentru pereții ăștia de aici. Neapărat. Da, mai bagă și mie fata mea pe rafturi aici, am mâncat arcaceri, îmi bagă jucării să moară mama, dar nu bagă jucării. O să fie magazinul ăsta plin numai de jucării. Deci îmi bagă jucării pe rafturi normale. O bat rău de tot, nu că o bat. O bat să moară aia dacă nu... Îi rupă rând în cap. A, uite ce avem. Avem jucării și aici. Adică dacă nu ne-am înțeles, să fie bine. Avem și ciocolată, adică ne-am amestecat -am și deci bate joc de noi. Le-am amestecat și deci bate joc de noi. Dar și ceva? Atât atât cât eu fac cash-ul. care mă interesează unde le pune. Nu mai interesează! Să vină banii! Nu mai interesează! Au Aute banii! Să vină o ăla mare! Să vină o ăla gros! Asta nu luăm reclame astea, două de aici frumos! Rgionule! Aici merge reclama? Dar nu vreau pasta aici. O băgăm pasta aici. Pe să nu fie overlapping cu aia la, la acolo. Da fiind loc pentru reclamă, n-ar trebui să fie overlapping, Sanchi. Sanchi manevră combinație. Nu vrem overlapping. Aute te aici. Hai că acolo punem dacă e. Caut. Lara looks better. Și n-are importanță unde pui reclama, doar să fie pusă, să nu fie overlapping. Ata mă interesează. Mai avem o cameră liberă, și nu mai vine lumea, și de bun. Azi, ia să vedem, overlapping, da. Asta cu mașina nu e bine. Merge să luăm camera de la mașina acolo, trebuie să mai și dormim, că uite, când nu ai dormit, nu poți alerga, frate. Înțelegi? Și pe lângă asta, când nu dormi, nu faci bani. În joc o să te să dormi. Ca să faci cash ăla gros. Bă, la gros, rădă tot, faci bani mult, de tot. Ai înțeles? Pune reclamă și posta aici frumos, că nu e overlapping. Pune reclame pe coșul de gunoi. Că banii vin. Așa. Suntem bine. -s. Și avem 6.000 să moare. Upgrade-uri. Păi nu facem ne upgrade-uri, și și pe vostru. Staff room Păi normal că mai vreau și niște angajați, voi ce credeți? Mai mărim un pic și warehouse -ul. nu prea cea, să măresc și eu în momentul ăsta. Motel room. Hai merge un motel room? Ai înțeles? Gen ca idee? merge ca un motel room? Gen ca idee. De cât ca idee. Pentru că episodul următor, dacă facem bani forță, facem două camere într-un episod. Asta este, ăsta e planul meu cum ar veni. Ai înțeles ce zic dacă e? Așa warehouse l la mărit și opul nu acum. Avetisment aici, aici, 2000 avem. O să mai băgăm și în ăsta. Să fie mai multe reclamă. Și au tată, cum mai vin două camere frumoase. Din alea mării cele frumoase, adevărat. Adevărat. O să fac eu curat of camera aici. Da, mă, fraților, cam atât a fost episodul de pe de astăzi. Vă mulțumesc, fratele vostru, exagerat de mult cum ar veni, pentru atenția acordată și pentru că mă urmăriți și vă place ceea ce postez eu aici, am primit 53 de comentarii, dacă nu mă la episodul anterior, și vă mulțumesc din suflet, și astăzi vreau să spargem recordul la forță rău de tot. Camera așa să vă eu să dau, nu? Azi vreau să spargem recordul la comentarii, cu Leo te sărutăm cu presiune moderată spre ridicată un pic așa. Să Avem 70 de comentarii, cum ar veni, multe rău de tot. Vă dați seama că vă zic, dați ce voi comentarii, Sanchi, așa, ca să mă bagi și pe mine, să algoritmul ăla, ca să uite și lumea la mine, să mă arăm. că dacă voi dați comentarii, înțeles? Comentarii frumos, mama. YouTube ce zice, mamă, Epic Short ăsta este popular, e YouTuber popular. Hai să-l promovăm. Tech this room. Bam. Încetați. Asta e camera 78. Nu înțelegeam eu de ce mai am două chei în plus. Uh, no room available, sorry. Închidem. Ca să ne înțelegem, avem aproape 3 stele jumate aici și a. În curând devenim hotel de 5 stele să moară 2-3 random. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc din toată inima. La modul cel mai serios. Vă mulțumesc din toată inima pe toată atenția acordată. Vă mulțumesc că sunteți alături și că vă plac jocurile pe care le postez eu pe canalul ăsta. Iar noi ne revedem data vi i toa good